Salut, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 20 la Godo Cafe Teatru se pune în scenă piesa Happy End. Textul spune povestea unei femei care la 30 de ani caută un bărbat cu care să-și împartă viața. Timp de 10 ani a avut grijă de o bătrână, dar după ce aceasta a murit, s-a trezit complet singură. Nu are familie, nu are niciun prieten, așa că începe o căutare ca în basme după Făt Frumos. Personaj care capătă mai multe înfățișări pline de umor, de sensibilitate și romantism. Aștept femeia potrivită, doamnă! Am vrut să dăruiesc ceva oamenilor și toți ăștia care vor să dăruiască să nu alți drept nebun. Doar ăia care cer, ăia sunt normal. De la ora 20, teatrul în culise prezintă spectacolul Diamante și Narcotice în regia lui Cristian Bajora. Nicole este o prințesă adolescentă din zilele noastre care nu se teme să-și urmeze visurile. O carieră în modeling și un iubit bogat care să-i inunde viața de plăcere. Bazat pe textele erotice controversate ale Ralucăi de Wolt, dramatizate de Cora Manole, spectacolul vine să spună un adevăr de actualitate și prezintă sexul prin ochii unei femei, încărcat de erotism fiind candid, magnetic și incitant. În centrul istoriei de la ora 21 se pune în scenă piesa Paravan, două telefoane, în cadrul celei de-a patra ediție a Festivalului Bucureștiului Caragiale. Acțiunea se desfășoară în jurul celor patru actori, a regizorului și a unei asistente de platou. Plin de parafraze la lumea teatrului și la texte clasice, spectacolul oferă publicului prilejul de a urmări cum se dezvoltă și se construiesc semnificațiile multiple ale unui text dramaturgic, cum se negociază sensuri și trăiri între actori și cum, uneori, problemele personale se confundă cu problemele personajului. Acestea au fost recomandările culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută.